Bună seara, sunt Angela Bunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Rândurile democraților continuă să se rărească. Fracțiunea a fost părăsită astăzi de 4 deputați. Doar unul dintre aceștia aderă la grupul Pro-Moldova. Ceilalți rămân deocamdată independenți. Iar grupul lui Adrian Candu le-a făcut o ofertă partidelor din opoziția parlamentară. Le propune să formeze blocul antiguvernamental. Doar partidul Șor a dat curs invitații. Între timp, specialiștii Ministerului Sănătății au elaborat două scenarii privind evoluția noului coronavirus pentru următoarele două luni. Cel pesimist arată că numărul de îmbolnăviri va continua să crească pe parcursul lunilor mai și iunie. I-a luat viața acelei care i-a dat-o, un tânăr din comuna Băciu, este acuzat că și-ar fi omorât propria mamă. Rândurile democraților din Parlament se răresc de la o zi la alta. Alți 4 deputați au părăsit astăzi fracțiunea. Este vorba de Oleg Sârbu, Violeta Ivanov, Vladimir Vitiuc și Elena Bacalu. Doar cea din urmă a declarat că aderă la grupul Pro-Moldova, în timp ce ceilalți 3 vor rămâne ca independenți. Comentând aceste plecări, liderul democraților afirmă că pleacă cei care duc dorul fostelor principii. Cu un număr mai mic de deputați, majoritatea parlamentară are acum 54 de parlamentari. Dacă plecările vor continua, iar coaliția nu va deține majoritate, atunci Igor Dodon propune alegeri anticipate. Violeta Ivanov, în trecut fostă comunistă și apoi democrată, este acum deputată independentă. Aceasta a anunțat că părăsește Partidul Democrat și că aderă la blocul antiguvernamental anunțat astăzi de grupul Pro-Moldova. Aceasta și-a argumentat decizia prin faptul că echipa democraților nu face față provocărilor din ultima perioadă, iar luptele din interior slăbește formațiunea. A ieșit din fracțiunea PD și deputatul Vladimir Vituc, care a negat că a fost ademenit cu bani, așa cum a spus astăzi Dumitru Deacov. Знаете, очень трудно коррумпировать человека, чтобы он вышел из власти в опозицию. Și Oleg Sârbu nu mai este de astăzi deputat democrat. Acesta va rămâne ca independent, dar va adera la blocul antiguvernamental. În schimb, Elena Bacalu, care tot a plecat astăzi de la Democrați, a anunțat că devine parte a grupului parlamentar Pro-Moldova. Am citit și mesajele de adio ale unor colegi, m-am regăsit în ele și am conștientizat că vreau și eu să trăiesc aceleași sentimente de independență și libertate în luarea deciziilor, a scris deputata pe pagina sa de Facebook. Pasul ei a fost salutat de liderul grupului Adrian Candu. Știu că aceste decizii nu sunt ușoare, dar luând în considerare ceea ce se întâmplă în țară, trebuie să prevaleze într-adevăr interesele cetățenilor. Din păcate, acești foști colegi de-ai noștri, deja care au plecat, tânjesc după principiile care au stat la baza Partidului Democrat în formatul vechi. Întrebat ce va face partidul dacă vor avea loc alegeri anticipate, Pavel Filip a declarat că formațiunea sa este gata să discute cu toate partidele parlamentare. Oamenii au votat, oamenii ne-au trimis în Parlament, pentru a putea găsi limbă comună și pentru a putea guverna cu această țară. Dacă vor avea loc și alte plecări din PD, iar majoritatea parlamentară va avea mai puțin de 51 de deputați, șeful statului vede câteva scenarii, inclusiv alegerile anticipate. Nu există partide, nu deputați care fug. Nu există partide care pot să facă o majoritate parlamentară. Atunci, cel mai bine de dizolvat acest parlament și de mers la alegeri parlamentare împreună cu prezidențiale. În prezent, majoritatea parlamentară PD și PSRM numără 54 de deputați. În ultima perioadă, de la Democrație au plecat 12 deputați. Partidul Socialiștilor este cea mai mare fracțiune parlamentară cu 37 de deputați. Grupul parlamentar Pro-Moldova, care continuă să-și mărească numărul de deputați, a lansat o ofertă partidelor de opoziție să formeze un bloc antiguvernamental. Liderul grupului, Adrian Candu, tot el, finul de cununie a lui Vladimir Plahotniuc, s-a adresat și deputaților democrați să se alăture structurii. Primii care au acceptat oferta au fost deputații din partidul Șor. Experiența bună de ieri de la Curtea Constituțională a arătat că atunci când opoziția parlamentară lucrează bine, braț la braț, și este unită, rezultatele sunt deosebite.
Crearea unui bloc antiguvernamental este propunerea lui Andrean Candu pentru a scăpa de conducerea Partidului Socialiștilor. Acesta s-a adresat și foștilor săi colegi democrați ca să rupă alianța cu PSRM. Liderul grupului parlamentar le-a mai cerut lui Ion Chicu și Igor Dodon să plece de la guvernare. Dacă vedeți că nu vă descurcați, dacă vedeți că nu știți să administrați o țară, dacă vedeți că tot ceea ce faceți vă iese strâmb, plecați. La doar 2 ore de la propunere, Partidul Șor a anunțat că este gata să bată palma cu Promoldova. Considerăm că în situația actuală, disputele politice între forțele opoziției, supărările și frustrările politice trebuie lăsate deoparte. Scopul primordial al tuturor partidelor fiind salvarea Republicii Moldova de un regim dictatorial, corupt și incompetent. Spun deputații într-un comunicat de presă. De cealaltă parte, Partidul Acțiune și Solidaritate a precizat că orice colaborare cu Partidul Șor este imposibilă. Am văzut ce se întâmplă, am văzut că a aderat Partidul Șor, noi cu Partidul Șor nu aveam lucruri în comun de discutat. Iar vicepreședintele platformei de Alexandru Slusar afirmă că Andrean Candu nu este cea mai bună figură politică în jurul căreia să fie construit un bloc. Dacă domnul Candu crede că cineva a uitat despre trecutul lui glorios lângă Plahotniuc, dânsul greșește amarnic. Oferta grupului Promoldova nu l-a uimit deloc pe liderul democraților Pavel Filip. La acest apel au aderat deja 2 structuri ale Partidului Șor, Organizația Teritorială Miami și Organizația Teritorială Tel Aviv. Șeful statului a mers ceva mai departe și a declarat că alegerile anticipate ar fi o soluție pentru a depăși o eventuală criză politică. Doamne Sfânt, comand, hai mergi, ia că partenerii, vă duci cu Plahotniuc, good luck. Eu știu că voi acolo cu Harvard vorbiți cu voi în engleză, că altfel nu înțelegeți. Chiar dacă acum se schimbă, nu-i majoritate parlamentară. Pășli vă baniu. La anticipate. Grupul parlamentar Pro-Moldova a fost constituit după ce 6 deputați în frunte cu Andrean Candu au părăsit Partidul Democrat. Aceștia au acuzat conducerea că vrea să formeze o alianță cu socialiștii, ceea ce și s-a întâmplat puțin mai târziu. Astăzi, grupul parlamentar numără 9 deputați. Declararea acordului de împrumut cu Rusia contrar Constituției a fost comentată diferit de forțele politice, în timp ce socialiștii și președintele Igor Dodon consideră că decizia, pe care o văd politizată, lovește dur în cetățenii de rând. Partidele de opoziție au apreciat curajul de care au dat dovadă judecătorii constituționali. Între timp, democrații și prim-ministru au precizat că vor căuta în continuare bani pentru a duce la bun sfârșit proiectele planificate pentru acest an. De altfel, chiar președintele a spus că acordul va fi renegociat. Curtea Constituțională hotărăște 1. Se admit sesizările depuse de către domnul Serghei Sârbu, domnul Sergiu Litvinenko și domnul Dinu Plângău, deputați în Parlamentul Republicii Moldova. 2. Se declară neconstituționale acordul între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Federației Rusie. Decizia a fost anunțată seara târziu după o ședință ce a durat 8 ore. Reacțiile partidelor nu s-au lăsat mult așteptate. Socialiștii au criticat această hotărâre care ar confirma că instituția a fost capturată de interese politico-oligarhice. Scoaterea acordului în afara Constituției este o lovitură adusă cetățenilor, mai crede Partidul Socialiștilor. Este foarte regretabil că magistrații curții s-au condus nu de prevederile constituționale și de interesul cetățenilor al țării, ci de interesele politice înguste în spatele cărora stau oligarhi ce așteaptă să-și întoarcă țara. Se mai arată în comunicatul socialiștilor. Și liderul informal al acestora, președintele Igor Dodon, a calificat decizia Curții Constituționale drept una influențată politic. În prima reacție pe Facebook, Igor Dodon a scris că lipsa acestor bani va afecta în mod direct salariații, pensionarii și întreaga economie. Astăzi, acesta a spus deja că președinția, împreună cu guvernul, va reuși să acopere toate cheltuielile. Noi vom relua negocierile cu Federația Rusă. Cel mai probabil vom face acest lucru săptămâna viitoare și trebuie să relansăm aceste negocieri.
Evident că noi nu suntem de acord și nu suntem mulțumiți de decizia care a fost luată ieri de Curtea Constituțională. Și democrații au avut o reacție. Pavel Filip a declarat că după această hotărâre, problema deficitului bugetar rămâne nesoluționată, ce trebuie rezolvată prin eforturile comune ale Parlamentului și Guvernului. În schimb, partidele care au contestat acest acord de împrumut la Curtea Constituțională, este vorba de PAS, PPDA și grupul Pro-Moldova, au salutat decizia judecătorilor. Maia Sandu consideră că în acest fel magistrații au demonstrat că se ghidează doar de prevederile legii supreme. Ne bucurăm să vedem că în pofida presiunilor din ultima perioadă asupra judecătorilor în alte curți, aceștia au demonstrat corectitudine, curaj și supunere doar Constituției. O opinie similară a avut și Andrei Năstase, care este de părere că decizia Curții Constituționale luată pe fundalul unor presiuni politice și oligarhice fără precedent demonstrează că legea începe să producă efecte în beneficiul oamenilor. Iar Andrean Candu i-a acuzat pe cei care guvernează țara că nu au fost în stare să încheie un acord care să nu contravină legii. Această guvernare nu doar că nu știe să guverneze țara, ei nici măcar nu știu să încheie un acord internațional. Sunt neprofesioniști, sunt incapabili să guverneze țara. Între timp, liderul partidului nostru l-a criticat pe Igor Dodon pentru eșecul acestui credit. То, что ты просто с наглой рожей там в Москве там пообещал, что там ты уже дома плохотника нет, ты хозяин, ты рулишь и так далее, все люди плохотника у тебя, и ты даже не смог оформить нормально этот кредит. Ты сегодня просто пообещал одним бизнесменам строить дороги на севере Молдавии, третьим ты обещал другие подряды. Aseară, prim-ministrul Ion Chicu a declarat că guvernul va găsi sumele necesare pentru a acoperi gaura bugetară și că executivul nu va renunța la proiectele destinate cetățenilor, agenților economici sau cele de infrastructură. Acordul de împrumut cu Rusia în valoare de 200 de milioane de euro, deși a fost ratificat de PD și PSRM, a fost suspendat chiar în ziua votării. Deputații care au contestat la Curtea Constituțională au invocat câteva prevederi periculoase pentru Republica Moldova. Una dintre acestea spune că firmele rusești vor avea prioritate la licitațiile proiectelor de infrastructură sau că moldovenii de rând vor fi nevoiți să achite datoriile companiilor ce se vor împrumuta de la băncile rusești. Deși partidele de opoziție au cerut în Parlament excluderea acestora, coaliția PD-PSRM s-a opus. În plină pandemie, pregătirile pentru Ziua Victoriei sunt întoi la Complexul Memorial Eternitate. Cum va fi marcată în acest an ziua de 9 mai, vă spunem la știri. Rămâneți cu noi! Încă 7 persoane infectate cu noul coronavirus au pierdut lupta pentru viață. Printre decesele de astăzi figurează și 2 bolnavi care sufereau de cancer, fază terminală. De asemenea, din cele aproape 900 de teste prelucrate, au fost confirmate 123 de cazuri noi. Astfel, numărul total al îmbolnăvirilor în Republica Moldova este de 4728. 2 cazuri sunt de import, un caz este din Marea Britanie, un caz din Federația Rusă și 121 de cazuri sunt cu statut de transmitere locală. Chișinău, 45 de cazuri, regiunea din stânga Nistrului 11, Basarabeasca 7, Bălți, Cahul, Sângerei, Ștefan Vodă, Strășeni 5 cazuri, Călăraș, Ialoveni 4 cazuri, Căușeni, Ceadărlunga, Criuleni, Fălești 3 cazuri, Telenești, Iedinis 2 cazuri, Anininoi, Comrat, Drochia, Glodeni, Orhei, Rezina, Râșcani, Soroca, Ungheni, a câte un caz. De la începutul epidemiei și până astăzi, 1826 de persoane s-au tratat, între timp 29 de pacienți sunt în stare foarte gravă, fiind conectați la aparatele de respirație artificială. De luni își reiau activitatea piețele, însă nu și cele din Chișinău și Bălți. Premierul Ion Chicu a mai anunțat că în cele 2 municipii, în weekend, transportul public nu va circula.
Cel mai pesimist scenariu al Ministerului Sănătății arată că noul coronavirus va continua să facă ravagii în Republica Moldova și pe tot parcursul lunii iunie, când săptămânal vor fi peste 900 de cazuri noi. Cel mai probabil va urma și un al doilea val de infectări. Există însă și un scenariu optimist care presupune că spre sfârșitul lunii iunie cazurile vor descrește până la 20 de îmbolnăviri noi în decursul unei săptămâni. Diferența dintre aceste două scenarii o vor face oamenii care vor trebui să respecte în continuare măsurile de siguranță, spun autoritățile. În cazul scenariului negativ, reprezentat prin linia roșie, numărul de îmbolnăviri va continua să fie mare și pe parcursul lunii iunie. Iar în cazul că aceste măsuri vor fi deci menținute și doar tratate așa superficial, atunci numărul de cazuri, precum îl vedem în LICU distribuite prin linia roșie, acestea se vor menține o perioadă îndelungată în timp. Deja e timpul să ne obișnuim, să trăim cu el. O să vină un următor val și toate regulile legate de igiena mâinilor, de cultura tusii și a strănutului, de distanța socială, de măsurile elementare de comportament a nostru în transport public și nu doar în stradă, în parc, depinde de evoluția situației în continuare. Scenariul optimist arată că noul coronavirus va începe să bată în retragere chiar de săptămâna viitoare, astfel că până la sfârșitul lunii iunie să fie înregistrate câte 20 de cazuri săptămânal. Între timp, autoritățile din acest domeniu afirmă că vârful epidemiei a fost atins acum două săptămâni, când au fost înregistrate 936 de cazuri pe parcursul a 7 zile. De atunci, numărul a început să descrească. Săptămâna trecută au fost înregistrate cu 200 de îmbolnăviri mai puțin. Și pentru că pe 15 mai va expira starea de urgență, responsabilii de gestionare a situației pregătesc un set de măsuri stricte pentru ieșirea din această perioadă. Codul roșu de pericol va fi păstrat în continuare, în timp ce instituțiile medicale vor activa într-un regim strict. Respectiv, internările nu vor fi permise pentru o perioadă. Ne prevăd acțiuni concrete care vor fi obligatorii a fi respectate atât de către angajatori cât și de angajați, atât de persoanele fizice în calitate de călători în cadrul transportului public, precum și de cei care asigură transportarea pasagerilor. Potrivit Ministerului Sănătății, rata de contaminare a scăzut de la 2,3 la 1,24, ceea ce înseamnă că numărul de cazuri noi s-a redus cu 27%. Din totalul cazurilor înregistrate astăzi, 24 sunt lucrători medicali. De altfel, de la începutul epidemiei, Republica Moldova, 25% dintre pacienți sunt angajații sistemului medical. Cel mai mult au infectat lucrătorii din spitale, urmați de cei de la ambulanțe și apoi de către medicii de familie. Între timp, 10 reprezentanții acestui domeniu au pierdut lupta pentru viață. Cel mai mult este afectat serviciul asistență medicală spitalicesc cu 69%, după care urmează asistența medicală urgentă cu 20% și asistența medicală primară cu aproximativ 7%. Astfel, rata de atac constituie 2,7%, ceea ce înseamnă că la fiecare 100 de angajați, aproape 3 sunt bolnavi. Cei mai mulți dintre ei, 70%, sunt angajații spitalelor. Cel mai puțin au fost afectați angajații din instituțiile private și din domeniul stomatologiei. Lucrătorii medicali care au contractat virusul sunt în mare parte asistenți medicali sau personal auxiliar. O treime din aceștia nu fac parte anume direct în acordarea serviciilor medicale pacienților. Personalul tehnic reprezintă 26% și cel din serviciul de cancelare și secretariat 7%. Anterior, guvernul a luat decizia de a acorda o indemnizație unică de 16.000 de lei lucrătorilor medicali care s-au infectat de noul coronavirus. Partidele de opoziție au acuzat guvernarea că nu a echipat corespunzător cadrele medicale, care în consecință s-au infectat într-un număr mare, iar spitalele au devenit focare de infecție. În replică, autoritățile au negat acuzațiile și au precizat că mulți medici s-au infectat pe cale comunitară. Echipați asemeni cosmonautilor, asistenții medicali pornesc în fiecare dimineață pe la casele suspecților de coronavirus pentru a-i testa repetat. De frică să se contamineze, specialiștii își pun câte 3 perechi de mănuși și câteva straturi de echipamente. Venirea lor este foarte așteptată de bolnavii, care vor să afle cât mai repede dacă au scăpat sau nu de virusul periculos. Cam greu, dar ce facem? Zbordăm!
De câteva săptămâni, Nadejda și Taisia își încep diminețile echipându-se din cap până în picioare. După ce își pun costume, par ca niște surori gemene, nu le mai deosebesc nici apropiații. Supravegheate de asistenta superioară, îmbracă mai întâi un costum din bumbac, confecționat la comandă din banii instituției, apoi unul impermeabil și la urmă își pun un halat chirurgical. Astfel petrec câte 3 ore în fiecare zi. O saună mai bună nu mai găsești, se amuză femeile. După ce am îmbrăcat echipamentul de bombat, îmbrăcăm mănușile, apucăm suprafața chiar să nu se vadă pielea. Urmează ochelarii de protecție, masca cu respirator de tip FFP2 și una simplă chirurgicală deasupra. Mâinile și le protejează cu câte 3 perechi de mănuși. A treia pereche, după ce ieșim, o dezinfectăm și o lăsăm și îmbrăcăm altă. Dacă trăiesc la bloc, dacă ca să nu meargă tot blocul să fie infectat, să fie contaminat cu echipamentul, acolo pe loc, la ușa pacientului, se scoate prima pereche de mănuși. Pentru a ieși afară, folosesc un coridor special rezervat doar pentru ele. Aici am pus toate probele consecutiv de la 1 la 4. Urmează verificarea finală. 8 halate trebuie să aveți la moment. Mănușile de rezervă de schimbat, da, toți le aveți. Sunt. Vizierele sunt, da? Da. Și dezinfectantul l-ați luat. Astăzi trebuie să treacă pe la 4 pacienți. Folosesc o singură mașină, iar șoferul tot este protejat de un combinezon. De asistente îl despartă un paravan de sticlă. După ce ajung la casa pacientului, acestea preiau probele chiar în prag, fără a intra în locuință și fără a atinge multe lucruri. La domiciliu acum sunt testate repetat persoanele care fie s-au tratat deja în spitale sau care au avut simptome ușoare și au primit tratament acasă. Pacientul nu poate să-și pună diagnosticul de COVID și nici medicul de familie de la distanță. Pacienții sunt transportați acolo sau la altă instituție medicală pentru investigare. Și acolo li se face primul test. Pe fiecare pacient, asistentele sunt obligate să-și schimbe echipamentul, iar resturile sunt puse într-un pachet special, iar apoi distruse la centrul medicilor de familie unde lucrează. Le folosim încă o dată. Nu. Toată ziua ni se dă echipament nou. Anterior, pacienții așteptau la spital până când cele două teste arătau rezultatul negativ. Acum aceștia sunt externați chiar după primul test. Asta s-a făcut tactic, tehnic, consultat, coordonat, ținând cont de deficitul de paturi pentru tratamentul bolnavilor. Anterior, decizia autorităților de a efectua teste la domiciliu a fost criticată de mai mulți medici pe rețelele sociale, dar și de fostul ministru al sănătății, Alan Merenco. Aceștia afirmau că echipamentele oferite nu sunt suficiente și că probabilitatea ca testele să fie prelevate incorrect ar fi una foarte mare. Salariații care au copii mici acasă se uită cu înfrigurare la perioada când vor trebui să se întoarcă fizic la muncă, pentru că starea de urgență este pe sfârșit și regimul de lucru va reveni obișnuit. Însă mii de părinți nu știu cu cine să-și lase copiii, în condițiile în care grădinițele și școlile continuă să fie închise. Concediu nu-și mai pot lua, pentru că l-au epuizat deja în cele două luni. Unii au apelat la cunoscuți, alții se gândesc să se concedieze. Munca mie nu-mi permite să iau copii, deoarece, adică, sunt persoane și, dar chiar nu am ce face cu ei acolo. Doi copii, evident, angajatorul, o să zic, ia-ți concediu din cont propriu și, da, cel mai bine, la revedere în cazul ăsta. Într-o astfel de situație s-au pomenit mai mulți părinți, după ce de aproape două luni instituțiile de învățământ din țară sunt închise. Eugenia este mama a doi copii. Unul merge la grădiniță, iar altul e sugar. Astfel a rugat o vecină să stea cu ei, întrucât nici ea și nici soțul nu își pot lua concediu. De fiecare dată stau cu grijă, doamna, să nu mă lase, deoarece chiar nu am cu cine lăsa copiii. Ca și toți, adică evident, avem credite la bancă, care avem obligațiuni să le achităm. Noi nu avem posibilitate, pur și simplu, să stăm acasă. Iar acești părinți încă își permit să stea acasă cu copiii. Însă acest lucru nu va dura mult, pentru că după 15 mai, când expiră starea de urgență, vor trebui să revină la muncă. Nu își pot imagina ce vor face cu picii toată vara, în condițiile în care și centrele de educație sau sportive pentru copii sunt închise. Și asta se șează bez работы, bez достатка, это очень тяжело. Поэтому, если честно, ну не совсем понятно, вот церковь
Москвы со следующей недели уже можно будет посещать, а почему нельзя, например, детские какие-то спортивные секции или обучающие секции? Спортивные вообще могут многие проводиться на улице, и в чем тогда причина? Pe Cristina o salvează bunicii. Femeia și-a trimis copilul de 4 ani la bunica pentru că ea a ieșit deja la serviciu. Totuși, nu este sigură că cel mic va putea sta mult timp acolo. Probabil toți părinții înțeleg riscul COVID și condițiile de carantină pentru copii și pentru toți membrii familiei, dar nu se vine cu nicio soluție, cu niciun gen de asistență. În cazul altora, soluțiile sunt mult mai radicale. Ana, de pildă, se gândește chiar să se concedieze ca să poată sta acasă cu copiii. Acum de ei are grijă soțul, dar imediat ce se vor redeschide hotarele, bărbatul va reveni la muncă în Germania. Concediu nu pot să-mi iau pentru că nu ne se permite. Multe persoane din sectorul privat au fost obligați să-și ia concediu forțat. Doar să fac o faie de eliberare sau... Asta e situația. O ieșire din situație este angajarea bonelor, dar nu toți își permit să plătească în jur de 300 de lei pe zi. Pe lângă prețul pipărat, venirea lor comportă și anumite riscuri. M-am gândit, dar am refuzat, din motiv că această bonă, dat fiind faptul că în fiecare zi circulă cu transport să ajungă, pentru mine nu ar fi o soluție deloc. Reducem contactul cu alte persoane. Că este foarte riscant să găsești acum pe cineva în condiții de carantină, să fii sigur de starea lui de sănătate. Reprezentanții Ministerului Educației afirmă că ar putea redeschide grădinițele înainte de 1 septembrie, însă doar dacă autoritățile locale vor asigura respectarea regulilor de igienă în instituții și le vor dota cu săpun și dezinfectanți. Ar putea fi redus și numărul copiilor în grupe, însă un protocol unic care să stabilească etapele ieșirii din carantină a grădinițelor nu a fost încă elaborat. Vorbim de grup sanitar în interior, apă caldă, alte condiții vizează de numărul de copii, de câți copii sunt în aceste grupe, de protocolul de comportament, cum vine copilul dimineață, în ce stare este acest copil, există sau nu există lucrător medical în instituția de educație timpurie. Recent, ministrul educației a anunțat că elevii vor reveni la școală abia la 1 septembrie. Despre redeschiderea grădinițelor a declarat că decizia va fi luată de mai multe autorități și doar în funcție de evoluția cazurilor de îmbolnăviri. În plină pandemie, pregătirile pentru ziua de 9 mai sunt întoi. Înarmați cu mături și lopeți, militarii lustruiau complexul memorial proaspăt reparat. În timp ce unii mânuiau uneltele, alții simulau trageri. Mâine aici vor depune flori doar primele persoane în stat și reprezentanții Partidului Socialiștilor. Primăria Capitalei se pregătește să marcheze evenimentul pe rețelele sociale. Pentru că de la antrenamente, primele persoane în stat au lipsit, în rolul lor au fost militarii. Deși complexul este un loc public, fiind renovat recent tot din bani publici, unii militari ne-au interzis să filmăm pe teritoriu. Accesul este interzis pe teritoriul. Vă rog frumos să ieșiți de pe teritoriu. După poartă, filmați și faceți reportaj. Ne spuneți ce faceți dumneavoastră aici și pentru ce vă pregătiți. Noi pregătim complexul memorial. Pentru ce? Pentru sezonul. Mâine sunt lucrări manifestații? Eu nu cunosc. Dar pentru ce vă pregătiți cu... Teritorie, pregătim. Dar aceste exerciții militare? A, militarii se antrenează. Asta, gardă de onoare, ei se antrenează. Conform programului. Ei se antrenează pe moment. Am înțeles, nu prea vedem în fiecare zi. Mâine o să fie manifestații din nou mai. Asta nu pentru reportaj, nu pentru interviu, vă rog frumos. La memorial și-au făcut apariția și câțiva muncitori de la Spații Verzi. Pentru ce vă pregătiți? Pentru o sărbătoare din 9 mai. Mâine paradă. Mâine paradă, am auzit și noi. Vinim, cum să nu vinim? Vinim numai decât... Pe strada Panhalipa, pe care este amplasat complexul memorial, au apărut panouri cu mesaje de felicitare de ziua victoriei. Unii care au trecut astăzi pe acolo au criticat pregătirile de 9 mai și reparația monumentului. Cheltuială de bani în zadar, aruncat în vânt, când lumea nu are și mâncaș. Eu sunt deprins, fiindcă eu am crescut cu dânșii și am crescut în Uniunea Sovietică. Dar eu ca tare vezi că sunt ucrainean, că am învățat și limba, știu. Eu socot, dacă tu trăiești în țara asta, aici îți folosești, aici copiii, aici e familia ta, tu trebuie să știi limba.
Anterior, Igor Dodon a declarat că la complexul memorial vor depune flori doar oficialii și Partidul Socialiștilor, iar manifestațiile în masă au fost transferate pentru 24 august. Pentru Ziua Victoriei a fost reparat complexul memorial cu circa 2,3 milioane de lei, iar veteranii care încă mai sunt în viață au primit medalii comemorative din partea autorităților. Pentru această inițiativă, guvernul a alocat 150.000 de lei. Primăria municipiului Chișinău anunță că va marca această zi online. A mers la bancomat să plătească o factură, dar a dat în stradă peste 130.000 de dolari. Unde s-a întâmplat, ce a făcut cu banii, vă spunem imediat la știri. Vladimir Voronin vrea să plece de la conducerea Partidului Comuniștilor. După aproape 26 de ani de când este președintele acestei formațiuni, politicianul a declarat că a venit timpul să se despartă de partid și să se ocupe cu altceva. Însă nu a spus cu ce anume. Anunțul a fost făcut aseară la emisiunea Cutia Neagră de la TV8. E timpul, dar trebuie să am și soveste, dar trebuie să mă gândesc și la altceva, dar pe 25-26 de ani. În mâinile cui lăsați partidul? Eu am trecut pe toți cei care au fost hegemoni în spațiu ex-sovietic, comunist, în genere, în lume. Deci la acest congres vă veți da demisia? Am să mă adresez către colegi, în orice caz, eu cred că merit deja. Și-a crescut succesorul? Nu. L-ați pregătit? Nu. Păi el a să fie din rândul partidului, el undeva plutește pe lângă noi. Vladimir Voronin a mai declarat că cel mai probabil nu va accepta să fie președinte de onoare al partidului, pentru că oamenii oricum vor veni la el să-i ceară sfaturi. Congresul formațiunii va avea loc în luna noiembrie. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova s-a aflat la guvernare din 2001 și până în 2009, țara fiind condusă în această perioadă de Vladimir Voronin. După alegerile parlamentare din iulie 2009, formațiunea a devenit partid de opoziție. În noul parlament, partidul nu a obținut niciun mandat. Un bărbat a ajuns cu tirul într-un șanț din cauza carosabilului umed. Șoferul s-a răsturnat la intrare în localitatea Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Potrivit poliției, șoferul nu era în stare de ebrietate. Acesta a scăpat teafăr. Totul s-a întâmplat aseară, însă camionul continuă să stea răsturnat și în această dimineață. Mergem spre Buiucani, am уже встрет пила Петрика сейчас. Да, но магнит требует директа Иверта. Potrivit poliției, camionul s-a răsturnat în șanț, după ce camionagiul a pierdut controlul asupra volanului, din cauza carosabilului umed. Din fericire, acesta nu a avut de suferit. Bărbatul are 40 de ani și este originar din Șoldănești. Testat alcool scopic, acesta nu se afla în stare de ebrietate. El riscă 1200 de lei amendă și 6 puncte de penalizare. Un tânăr din municipiul Chișinău este acuzat că și-a omorât propria mamă. Poliția Capitalei afirmă că suspectul se afla în stare de ebrietate când ar fi comis crima. Acesta și-a lovit mama în cap cu scaunul, iar în urma loviturilor, femeia s-a stins din viață. Crima a avut loc în comuna Băcioi, municipiul Chișinău. Audiat de polițiștii Capitalei, tânărul în vârstă de 23 de ani și-a recunoscut vina. Pentru ce ai fost reținut? Am lovit-o mama. Cu ce? Scaun. Și m-am reținut azi data de 6. M-am reținut că am omorât-o pe mama. Suspectul a fost plasat în arest preventiv. Oamenii legii au inițiat o cauză penală pentru violență în familie, ce s-a soldat cu vătămare gravă a integrității corporale, iar ulterior cu decesul victimei. Pentru fapta comisă, tânărul riscă o pedeapsă cu închisoare de la 12 la 15 ani. Câinele cu labele tăiate, găsit pe străzile din Chișinău, a fost operat la București. Acum patrupedul se află la un spital veterinar din capitala României, unde beneficiază de tratamente și intervenții necesare pentru protezare. Medicul responsabil de operație spune că viața cățelului va deveni mult mai bună. Cățelul a fost însoțit la București de administratoarea azilului pentru animale Insula Speranței, unde a fost adăpostit până acum. Мы доехали до Румынии.
Мы находимся сейчас в Бухаресте. Приехали к доктору Аурелиану Штефан. Мальчик чувствует себя хорошо. Ждем. Сейчас выйдет нам доктор и начнется обследование. Аурелиан Ștefan, medic veterinar și fondatorul unui spital veterinar unde sunt tratate animalele fără stăpân, a anunțat că îi va oferi câinelui cel mai bun tratament posibil. Viața acestui cățel începe de ieri să se schimbe radical. În primul rând, care cele mai bune tratamente, are deja un cărucior care urmează să vină în cel mai scurt timp, are proteze pe care un medic care lucrează și la Chișinău și la București deja le imaginează. Acum aproape 3 săptămâni, patrupedul a fost găsit pe o stradă din Chișinău cu toate cele 4 labe tăiate. Mii de voluntari au semnat o petiție online prin care au condamnat acest caz și au cerut pedepsirea agresorilor. Făptașii nu au fost găsiți nici acum. De asemenea, oamenii au făcut donații financiare pentru a-i reda cățelului o viață mai bună. Voluntarii au intervenit și pentru a permite trecerea câinelui în România, ținând cont de restricțiile impuse la frontieră din cauza pandemiei de coronavirus. Acum animalul se află în proces de reabilitare după ce a suferit o operație dificilă. S-a pornit să plătească ciorapii noi ai bunicului, dar a dat peste o comoară. Un băiat a devenit erou în localitatea sa din New Mexico după ce a predat poliției peste 130.000 de dolari găsiți în stradă. El a primit o diplomă de onoare și aprecierea locală a oamenilor. Printre cele mai prețioase daruri s-a numărat și un echipament sportiv cu semnăturile fotbaliștilor de la echipa națională. Un tânăr de 19 ani din New Mexico a devenit erou după ce a întors o sumă mare de bani poliției. S-a dus la un bancomat din cartier să facă plata pentru achiziția online, iar la aparat a găsit 135.000 de dolari. Banii erau adunați într-o pungă de plastic în bancnote de 50 și 20 de dolari. Tânărul a spus că nu a avut în vedere niciun moment să păstreze banii, dar recunoaște că i-au trecut tot felul de gânduri sălbatice prin minte. In the back of my head, I was just thinking about my parents, especially my mom. What would she would do if I came home with the money and what she would do with her chancla to give me? Băiatul a anunțat poliția din oraș despre găselniță. La fața locului au sosit doi ofițeri cărora le-a predat punga plină cu dolari. Oamenii legii au numărat banii, iar ulterior l-au invitat pe tânăr să facă parte din echipa de ajutor a poliției. Pentru că nu și-a asumat banii, el a fost răsplătit și cu o diplomă de onoare. Și postul local de radio din orașul său a înmânat eroului de 19 ani echipamente sportive cu semnăturile fotbaliștilor din echipa națională. Ulterior, oficialii au spus că un muncitor a lăsat banii lângă bancomat din neatenție și nu s-a mai întors după ei. Și unii fotbaliști, oricât de celebri nu ar fi, sunt obligați să treacă serviciu militar. A schimbat uniforma sportivă pe cea de soldat și cel mai valoros fotbalist asiatic, care și-a început stagiul militar în țara sa natală, Coreea de Sud. Vedeta lui Tottenham a învățat deja să tragă cu arma, să stăpânească echipamentul special și alături de camarazii săi să reziste atacurilor lacrimogene. Până să împlinească 28 de ani, fiecare bărbat din Coreea de Sud este obligat să urmeze un stagiu militar de 21 de luni. Totuși, renumitul fotbalist Hyung Min-son a fost scutit de cei 2 ani de armată pentru că și-a ajutat țara să triumfe la Cupa Asiei. Datorită performanțelor obținute în fotbal alături de echipa națională, stagiul militar al lui Hyung Min-son va dura numai 3 săptămâni. Pentru a nu provoca prea multă aglomerație în jurul său, vedeta lui Tottenham i-a rugat pe fani să nu vină să-l vadă în vreme ce își îndeplinește datoria. De-a lungul anilor, Coreea de Sud a mai făcut câteva astfel de excepții. În 2002, fostul jucător de la Manchester United, Ji-sung Park, a fost scutit definitiv de armată, după ce și-a condus naționala până în semifinalele campionatului mondial. Lee Young-pyo, good ball in. And yes, they've done it! În 2012, atacantul lui Arsenal, Park Chi-young, la fel a scăpat de armată pentru că selecționata Coreei de Sud își lega speranțele de el la Jocurile Olimpice de la Londra. Fotbalistul nu a dezamăgit, conducându-și țara spre medalia de bronz. David Beckham vrea să umple cu vedete echipa pe care o patronează. După ce clubul marelui fotbalist a primit dreptul să evolueze în prima ligă americană, acesta a pornit negocierile cu mai mulți jucători celebri. Neymar a promis că într-o zi se va alătura lui Beckham în state, dar până atunci mai are planuri pentru Europa.
Înainte de startul noului sezon de Major League Soccer, David Beckham pregătește câteva transferuri răsunătoare. Potrivit celor de la The Sun, englezul ar purta negocieri cu 4 fotbaliști, toți provenind de la cele mai puternice echipe de pe bătrânul continent. Primul din ei ar fi Gareth Bale, chiar dacă a cucerit toate trofeele posibile alături de Real Madrid, galezul nu a reușit să se impună în rol de lider pe Santiago Bernabeu. Al doilea jucător ce poate pleca în Major League Soccer este James Rodriguez, care continuă să ruginească pe banca de rezerve a Galacticilor. Pe lângă un salariu mare, Beckham îi poate oferi colombianului și mai multă practică pe terenul de fotbal. Pe lângă cei doi de la Real, Beckham vrea să obțină semnăturile altor două vedete, Arturo Vidal de la Barcelona și Javier Pastore de la AS Roma. Presa internațională scrie că cel mai aproape de a semna cu Inter Miami este argentinianul de 30 de ani, care ar fi dispus să o părăsească pe Roma chiar în această vară. În același timp, Neymar a declarat pentru Bleacher Report că și-ar fi dorit într-o zi să joace în echipa lui Beckham, dar până atunci mai are planuri în Europa. Inter Miami a fost fondată de către David Beckham în anul 2018. Echipa urmează să debuteze în Major League Soccer în sezonul 2020. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Imediat după știri urmează un nou film la TV8, iar la 21:30 emisiunea Întreabă Ghețu. Eu vă reamintesc că dacă ați filmat imagini interesante, le puteți trimite pe site-ul tv8.md, iar noi le vom transforma în știre. Să aveți o seară frumoasă, un sfârșit de săptămână excelent și vă mulțumesc că ne priviți!